Frați și surori, cuvântul pe care fratele Raul l-a citit în această dimineață pune în fața noastră o zi din viața unui om, o zi care desparte existența lui în două. Și vreau să vă spun că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață este una dintre marile probleme cu care se confruntă biserica în vremea aceasta. Problema cunoașterii lui Dumnezeu. Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? A fost o vreme în care Saul din Tars l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos din auzite. Și când îl cunoști din auzite, îți formezi o imagine deformată despre el. Pentru că, dragii mei, despre Domnul Iisus Hristos au spus foarte multe. Unii au zis, e un om bun. Pentru că au stat în prezența lui, au ascultat cuvântele lui, au mâncat din pâinea înmulțită de el, i-au vindecat pe cei bolnavi, poate din familie. Alții au zis, este un om păcătos, pentru că nu ține sabatul. Alții au zis, este un înșelător. Dragii mei, când îl cunoști din auzite, te duci în viața asta, cum se spunea mai înainte, ca un om religios, cu o imagine deformată despre Domnul. A venit ziua aceasta, din care Saul din Tars nu l-a mai cunoscut pe Domnul din auzite. Acum vreau să vă întreb, credeți că asta este una dintre marile probleme ale bisericii de astăzi? Că suntem mulți care umplem băncile bisericilor și îl cunoaștem pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos doar din auzite. Ne-a spus mama, ne-a spus tata, ne-au spus învățători la școală duminicală, ne-au spus profesorii de religie la școală, fără să fi avut ziua aceasta importantă când să fi avut întâlnirea noastră cu Domnul Dumnezeu sau cu Domnul Iisus Hristos. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe toți. Dragii mei, avem nevoie de o zi specială din care să nu-L mai cunoaștem doar din auzite și să-L cunoaștem pentru că El, Dumnezeu din cer, ne-a vorbit minții și inimii noastre. Când nu-L mai cunoști pe Iisus sau pe Dumnezeu din auzite, cuvântul lui Dumnezeu are o altă rezonanță în inimile noastre. Când Domnul i-a vorbit lui Saul din Tars, cuvântul acesta a rezonat puternic, dragii mei, în inima acestui om. Știți, spune Sfânta Scriptură în cartea lui Iov la capitolul 42 că Iov a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis așa: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. A fost o perioadă în viață când am auzit despre tine. Cum mulți dintre noi, dragii mei, am auzit vorbindu-se despre el. Dar acum, zicea Iov, ochiul meu te-a văzut. Știți care este expresia următoare? Știți? De aceea mă pocăiesc. De aceea mă pocăiesc. A fost o vreme când te-am cunoscut din auzite. Am auzit vorbindu-se despre tine. Dar acum când tu mi-ai vorbit în mod personal, de aceea mă pocăiesc. Ei, vreau să vă întreb, ar fi nevoie, dragii mei, să fie momentul acela pentru ca de aceea să ne pocăim? Pentru că ne-a vorbit Dumnezeu în mod personal. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, dragii mei, să nu-L mai cunoaștem din auzite, ci într-un mod personal, printr-o descoperire și o vorbire directă de la Dumnezeu.